La Piatra Neamț, o femeie pasionată de lucru manual, a înființat Asociația Goblenul. Are casa împânzită cu peste 130 de astfel de tablouri. Și-a făcut pagină pe internet și a primit până acum 6.000 de scrisori de la cei care împărtășesc aceeași dragoste pentru cusut. O prietenă de-a mea mi-a arătat primele noțiuni despre coserea goblenului. Mi s-a părut o îndeletnicire foarte atractivă. În acel moment. Acum acea atracție a devenit mai mult decât pasiune, aș putea spune că este dependență.